Bună ziua și bine ați venit și din partea mea. O parte dintre cei de față mă cunosc de acum un an, de activitățile petrecute acum un an. Alina Cojanu, din nou, pentru cei care nu mă cunosc. Sunt bibliotecară la secția împrumut pentru adulți și cu voi am să mă întâlnesc cu siguranță începând din clasa a noua, când o să ajungeți în clasa a noua. Până atunci ne jucăm și ne distrăm în felul ăsta, da? Astăzi ne-am gândit să începem cu o oră de circulație. E bine să știm cum să circulăm, ca să putem să ne protejăm de eventualele accidente care ați văzut că, din păcate, în ultima perioadă se întâmplă tot mai des. Și, să zicem așa, să fim viitorii conducători auto de mâine mai buni decât cei de astăzi, da? Astăzi învățăm să fim pietoni și după aceea vom fi conducători auto foarte buni. Eu așa sunt convinsă, nu? Ceva pilos de Formula 1? Urmează. Așa. Bun. Am rugat poliția rutieră din județul Dâmbovița să ne sprijine cu un echipaj de poliție și iată că aici avem doi domni prezenți care să ne spună câte ceva. Și am să-i rog să se prezinte singuri și grad, ca să știm ce înseamnă și aici, că poate cine știe, vreunii dintre voi o să fiți polițiști de mâine, poate chiar la poliția rutieră, și să ne explice câte ceva, vedeți acolo indicatoare, cum să traversăm, cum să ne jucăm, unde să ne jucăm, da? Sper să ne simțim bine. Și haideți să-i dăm drum. Deci, bună ziua și bine v-am găsit. Agent șef principal din cadrul biroului rutier, Paul Noragiu mă numesc. Și să începem întâi cu o prezentare a indicatoarelor rutiere. Am înțeles că ați intrat în vacanță toți elevii, nu? Da. Acum avem activități mai mult de joacă, nu? Da. Cartea am terminat pe ea, nu? Nu? Mai avem, mai studiem un zi, nu? Da. Și începem cu primul indicator, cel pe fond albastru, da? Înseamnă trecere de pietoni, nu? Se vede? Unde vedeți indicatorul acolo, obligatoriu, avem și marcaje pe partea carosabilă, adică pe stradă, cum îi spunem, zebră, nu? Da? Acolo avem dreptul și obligația.